Bărbatul a fost găsit mort în casă după ce locuința sa a luat foc. Vecinii acestuia au observat că ieșea fum din camera în care dormea bătrânul. Astfel, ei au intrat în casă și l-au găsit pe jos, iar o parte din obiectele aflate în locuință erau cuprinse de flăcări. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o sobă de încălzit. Geamurilor, ce au sărit toți vecinii, probabil de la o sobă necurățată, probabil nu este prima dată când îi iese fum, nu este... Locuia singur? Locuia cu fiul cel mare, soția locuiește la bloc, din câte știm noi, era singura acasă în acest moment. De dimineață l-a auzit prin curte. Eu am bucătăria în spate și văzui fum, dar el mai băga cauciucuri de ăștia să aprindă focul. Nu-mi dădui seama că ia foc casa. Și pe urmă văzui pe cumnată mea și pe cumnatul meu fugind din spate și atunci a ieșit râm și ne dusărăm cu furtunele ce să facem. Nu știu râm că e în casă. Mi-e frică că e... Da, mi-era frică că e casa una lângă alta, mi-era frică să nu ia foc casa. Văzui fum, că mi-intră în bucătărie și un fum necăcios. Închisă-i geamurile și zic că a făcut focul, că nu știu uite. Că mai băga cauciucuri să aprindă foc. Deci când văzui că a dormit, cred că din cauza fumului, el fu băut din cauza fumului. Două echipaje de pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj au intervenit pentru stingerea incendiului. Am intervenit cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru stingerea incendiului izbucnit în interiorul casei, unde am găsit o persoană decedată datorită asfixierii și în urma asfixierii a fost carbonizată. Care ar putea fi cauza incendiului? Cauza incendiului probabilă este de la o sobă de încălzit. La fața locului a ajuns și un echipaj de la serviciul de ambulanță Gorj, însă medicii au constatat decesul bărbatului. Am deplasat împreună cu echipajul ISU, au intervenit pompierii care au găsit victima decedată. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele izbucnirii incendiului.